Vă salut, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou tutorial. De această dată vă voi arăta cum lucrez eu în Cubase un negativ, cum conectez clapa și cum se fac toate setările pentru a avea succes și a se lucra exact cum trebuie ca la carte, zic eu. Țin să menționez pentru toți prietenii mei că am primit foarte multe mesaje. Acest lucru nu-l fac pentru bani, cu tutorialele și cu tot ce se întâmplă. Vă rog să mă credeți, nu știu, poate interesați-vă la câteva mii de vizualizări, nu țintă decât nici 50 de cenți. Deci asta o fac din suflet și din inimă, vreau să vă ajut, să vă fiu de folos și să avem conversații, să vorbim unii cu alții, să ne sfătuim și așa mai departe. Așa că vă aștept cu un like la această postare, subscribe și nu uitați să apăsați clopoțelul. Bun, să începem. Am deschis un proiect nou, după cum vedeți. Am setările făcute, da, ca fiecare cum le are în funcție de placa de sunet, da? Am un cablu USB care este conectat în unitate și în clapă. Aici, de exemplu, la device, da? Nu știu cât de bine se vede, da? Se vede ok acum? Da. După ce am conectat clapa, mă duc în proiect și facem un track MIDI, da? Creăm un track MIDI. Track MIDI. O secundă să focusăm puțin. Track MIDI. După ce am făcut track cu MIDI, o să ne apară așa, da? Ne ducem aici la Studio Rack, da? Unde am eu asta și selectăm PA4-1 Sound. Perfect. Verificăm dacă avem semnal. Avem semnal. Bun, până aici este ok. După cum vedeți, canalul MIDI l-avem pe track-ul 1, da? E, asta este un lucru foarte important de știut, pentru că în clapă apăsăm global, selectăm MIDI și dăm la MIDI in control, în MIDI in control, da? In channel, scuze. Aici trebuie selectat în momentul când înregistrezi off, trebuie pe off, că altfel se aude de două ori tonul. Dar când asculți, trebuie, de exemplu, track 1, upper 1, da? Este foarte clar, lover-ul va veni, adică basul la 4, upper 1 la track 1, upper 2 la track 2 și așa mai departe. După cum știți, sunt și canale, vedeți pe display, channel 1, 2, 3, 4. În funcție de ce selectezi în clapă, selectezi și în canalul de la track-ul de la proiect. Bun, acum să vă arăt cum funcționează transformarea în... o să punem o tobiță audio. Creez un canal audio, da? Creez un canal audio, selectăm o viteză, 180. Selectăm o viteză, 180. Acest canal îl denumim tobă. Facem o tobă audio. Dăm drumul de aici. Bun. Acum o să-mi fie puțin greu. Îmi ții tu, te rog, puțin telefonul? Așa? Mulțumesc. Ca să pot tăia eu la bară. Bun. Tăiem la bară, la primul timp. Lăsăm 4 măsuri, cât are beat-ul, e creat din 4 măsuri. Și avem tobița, o dublăm, control D, și acum o să vă înregistrez un track de exemplu de pian. Oprim canalul, da?
oprim canalul ca să-l avem oprit. Oprim canalul și încercăm să tragem un pian. Da? O să cânt mai necuantizat ca să vă dați seama cum se lucrează. Bun, am înregistrat canalul, da? Ne-a apărut așa desenul. Acum eu am ca cuantizare selectat 1 pe 8. Apăs Q, tastatură. Ele s-au cuantizat automat singur. Acum să verificăm dacă totul este ok. Ce trebuie făcut când ascultăm? Tracul este pe off, da? V-am spus ca să nu se audă două sunete deodată. Acum îl dăm pe ieșirea care o am și în tracul după monitor, da? După, din proiect. Upper 1, channel 1, da? Canal 1. Și ia să-l auzim cum cântă. Deci trebuie neapărat dată octava unde avem nevoie, control al, control A, da? Și selectat octava mai sus, deoarece am umblat eu la octavă din clapă. După cum vedeți, mi-a cuantizat perfect. Bun. Acesta este un track MIDI. Acum îl facem să fie audio, deoarece dacă eu scot acum cablul de USB din clapă sau vreau să ascult, dau export și vreau să ascult, nu o să se audă. Așa că va trebui sau sting orga. Va trebui tracul acesta care l-am tras eu și l-am cuantizat în MIDI, va trebui să-l facem audio. Facem un canal audio, da? Facem un canal audio. Îl punem pe solo, selectăm solo și sus și la MIDI și la MIDI și la canal, da? După care dăm să înregistreze, dăm cu rec ambele canale pe solo și apăsăm steluță pe tastatură, steluță. Bun, până aici. Acum putem să renunțăm la tracul MIDI, deoarece am format audio, da? Tracul MIDI păstrându-l, renunțând la ce am înregistrat, păstrându-l doar pentru a înregistra alt track, un bas sau, mă rog, ce vrem fiecare să tragem. Acum avem tracul audio aici. Pot să deconectez clapa, pot să fac ce vreau, el rămâne aici din moment ce l-am salvat, rămâne în audio și așa am transformat un track MIDI în audio și cuantizat fără să mai avem problema, stai că aici n-am cântat bine, aici n-am făcut, este direct cuantizat, exact cum pleacă din clapă și cam asta este cu cum se trage MIDI din clapă în Cubase. Ce să vă zic, spor la treabă și sper să vă fie de folos. V-am pupat!